Guvernanță. Deci poporul te detestă, da? Și atunci încerci să compensezi prin a demonstra, nu știu, aparenta forță în legislativ. Da? Poporul îi tratează cu 4 sau 3% de încredere și atunci îi trebuie să compenseze prin ceva. Compensează prin, iarăși, instrumentariu vechi, șantaj, intimidări și așa mai departe. Ceea ce văd eu, de fapt, dincolo de această concentrare, ca să zic așa, de deputați, noi asistăm la un fenomen de canibalizare. Da? E arena politică moldavă, avem așa partid care devorează alte partide. Și lecția pentru toate partidele care încă n-au învățat, vorba moldovană, minte, deci toate partidele care s-au lăsat îmbrățișate de când alianțele noastre, da? De Partidul Democrat, cam termină a fi canibalizat. Și ați văzut și pe LDM-ul, trece, a trecut și mai trece, PL-ul nu este excepție, și alte partide care pretind că sunt acum în opoziție, dar o să vedeți, faptul că au avut un parteneriat, vorbim de socialiști, desigur, faptul că au avut un parteneriat în campania prezidențială, asta nu înseamnă că sunt scutiți de a fi la un moment dat canibalizați. Ei canibalizează acum un alt partid de stânga, cu permisiunea Partidului Democrat, dar în legile lor de junglă, până la urmă, trebuie să fie unul care se mănânce pe toți, care dau mâna cu Partidul Democrat. De aceea, unuia pot să-i spun poftă bună, celorlalți aveți grijă, nu vă lăsați foarte mult îmbrățișați de acest partid de guvernament, pentru că o să terminați toți, așa cum au terminat-o și alte partide care... Da, și Partidul Comuniștilor tot pe acolo trecut.